trei mașini au ajuns în această dimineață în fața sediului Poliției Municipale cu geamurile sparte. Hoții au acționat azi noapte în zone diferite ale Romanului. Se întâmplă din nou în Roman. Trei proprietari și-au găsit mașinile sparte dimineață în parcare. Dintr-o mașină s-a furat doar o scrumieră în care erau câteva monede. Din cea de-a doua s-a furat un stick USB, iar din a treia mașină făptașii n-au furat nimic, deși geamul a fost spart. În această dimineață am fost sesizat despre faptul că trei autoturisme au fost spartă pe raza municipiului Roman, că pentru care colegii din cadrul Poliției Municipiului Roman desfășoară în acest moment cercetarea pentru identificarea autorilor și pentru recuperarea prejudiciului. Având în vedere că suntem în apropierea sărbătorilor de iarnă, când cetățenii sunt mai aglomerați și ar putea risca uitarea unor bunuri de valoare în autoturisme, vă recomandăm ca pe timpul nopții să nu lăsați la vedere pe banchete obiecte de valoare, gen poșete, borsete, GPS-uri, detectoare radar, ori laptopuri, aceste bunuri invitând efectiv hoții să vă spargă autoturismul. Recomandabil ar fi ca să vă montați pe autoturism un sistem de alarmă. Acesta cu siguranță își va dovedi eficiența. Și totodată sistemul de blocare al axului volanului este un mijloc de descurajare a hoților de automobile. Având în vedere faptul că bunurile furate au o valoare foarte mică, pagubele mari rezultă din faptul că proprietarii mașinilor vor trebui să suporte costurile reparațiilor mașinilor, după ce geamurile acestora au fost sparte.